Biserica Acoperământul Maicii Domnului din cartierul bucureștean Titan a fost sfințită astăzi de preafericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Slujba târnosirii locașului de cult a fost precedată de Sfânta Liturghie, oficiată de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Se sfințește biserica aceasta cu ranurile acoperământul Maicii Domnului, Sfinții Tămânduitor, Doctor fără de arginți, Cosma și Damian, și Sfinții Martiri Poveni, din stropire cu apă sfințită și mungere cu Sfântul și Mare Mie. În numele Tatălui, Amin, și-a Fiului, cu prilejul sfințirii bisericii, preafericitul părinte patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură în care, făcând referire la Evanghelia vindecării lunaticului, a afirmat că suferința se înmulțește în popor atunci când slăbește credința. Mântuitorul Iisus Hristos și-a dat seama că atât suferința copilului, cât și neputința ucenicilor de a-l vindeca pe acest copil lunatic, se datorează slăbirii credinței în popor. Poporul aștepta minuni, dar nu avea o credință fierbinte și nici ucenicii nu aveau o credință destul de puternică. Și Iisus a evitat să-l critice pe tatăl copilului, spunându-i că are credință puțină sau slabă, și a evitat de asemenea să critice în public pe ucenicii săi, spunându-le că au credință puțină, ci a zis în general, adresându-se poporului, o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda pe voi. Deci vedem că Iisus mustră poporul pentru credința slabă, pentru că suferința se mulțește în popor atunci când credința slăbește în popor. Că foarte adesea suferința este urmarea păcatelor și păcatele sunt în general urmarea slăbirii în credință, și anume a slăbirii legăturii omului cu Dumnezeu, izvorul vieții și al sănătății. Dar cu toate că mustră poporul pentru necredință, Iisus rămâne statornic în iubirea sa față de cei aflați în suferință. Critică în general poporul pentru credința lui slabă, dar este sensibil la suferința copilului nevinovat. Preafericirea sa a amintit că astăzi Biserica Ortodoxă Română îi prăznuiește pe Sfinții Martiri Brâncoveni, spunând despre ei că sunt un exemplu de demnitate în credința creștină și în iubirea față de patrie. Sfinții Martiri Brâncoveni sunt un exemplu de demnitate în credință creștină și în iubire față de patrie. N-au vrut să-și salveze viața pământească pierzându-și credința creștină, ci au devenit mărturisitori până la moarte. Și de aceea, jertfa lor a fost cinstită de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992, când Constantin Brâncoveanu și cei patru fii ai săi și sfetnicul Ianache, ginerile său, au fost trecuți în calendar ca sfinți. Și de atunci și noi îi prăznuim în fiecare an, îi pomenim în slujbele bisericii și le cerem ca să se roage pentru poporul român, ca bunul Dumnezeu să ne întărească în credință și în dragostea față de țară. Astăzi însă, sărbătoarea aceasta a Brâncovenilor mai are o dimensiune nouă, și anume,
Recent, la propunerea domnului Daniel Gheorghe, Parlamentul României a aprobat ca ziua de 16 august să fie ziua de pomenire a martirilor brâncoveni și a conștientizării persecuțiilor împotriva creștinilor. În final, Părintele Patriarh le-a explicat credincioșilor de ce slujba de sfințire a bisericii este închinată sfinților martiri. De ce slujba de sfințire a unei biserici ortodoxe este o slujbă închinată sfinților martiri sau mucenici? Pentru că primele biserici au fost construite pe mormintele martirilor. Și astăzi, în Sfântul Altar, pune moaște de martir și în Antimisul, care este o icoană din pânză cu punerea mormântului Mântuitorului, moaște de martiri, de mucenici. Nu se pun moaște de cuvioși sau de alți sfinți, numai moaște de martiri. Pentru că martiri se arată iubirea jertfelnică a lui Hristos în modul cel mai deplin. De unde știm asta? Pentru că am învățat în cartea Apocalipsei, unde se spune că în fața tronului mielului, adică în fața tronului celui de sus din altar, se află cei care au pătimit pentru Hristos și au spălat sufletul lor în sângele mielului, adică au pătimit moarte sângeroasă de martir. În continuare, părintele paroh Mihai Stavără a fost hirotesit iconom stavrofor, iar preoții Mina Emilian Stavără și Marcel Stavără au fost hirotesiți sachelari. De asemenea, toți binefăcătorii locașului de cult au primit distincții din partea preafericitului părinte patriarh Daniel. Iată că ne-a ajutat Maica Domnului ca să fie împodobită biserica noastră cu acest har dumnezeiesc al sfințirii. Să știți că au fost ani de muncă, ani de rugăciune, ani de statornicie, ani de multă luptă duhovnicească în sensul bun al cuvântului, de conlucrare cu credincioșii noștri pe calea credinței, pe calea aceasta a mărturisirii creștine. De aceea, acum, la împlinirea oficială a Sfințirii Bisericii, trei momente de înălțare duhovnicească, momente de împlinire, căci ne-am dorit cu dor, cum spune Mântuitorul Iisus Hristos, cu dor am dorit ca să avem această prăznuire mare a parohiei noastre și iată acum s-a împlinit. Mulțumim lui Dumnezeu, mulțumim Maicii Domnului care ne acoperă cu mila sa, cu dragostea sa, cu rugăciunea sa și ne dorim ca și în continuare credincioșii noștri să fie așa de buni. A fost o bucurie pentru toți credincioșii care au participat la zidirea acestei biserici, pentru că foarte mulți dintre ei s-au ostenit din vremea în care părintele Mihai Stavără a pus piatra de temelie pentru biserica aceasta, dar inițial și o bună perioadă de timp s-a slujit într-un cort militar. Deci sunt credincioși care au reușit să vadă cu ochii lor această împlinire a muncii pe care i-au depus-o, a contribuției pe care i-au adus-o lui Dumnezeu. Pentru că biserica este într-adevăr cea care străpunge, cum se spune, cerul și duce în rugăciune pe toți înduriașii unei parohii acolo în împărăția lui Dumnezeu. Este o împlinire și pentru protoieria noastră, dar și pentru familia părintelui Stavără, pentru că împreună cu cei doi fii, preoții Marcel Cornel și preotul Mina, precum și cu doamna preoteasă, au lucrat cu timp și fără timp, cum se spune. Și am putea spune că o parte din viața lor se identifică cu construirea acestei biserici. Biserica Acoperământul Maicii Domnului Titan a fost construită între anii 2002 și 2020 și mai are hramurile Sfinții Doctori Fără de Arginți, Cosma și Damian, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica și Sfinții Martiri Brâncoveni.